Colegiul Național Doamna Stanca s-a înfrățit cu școala din Velatino după ce, la sfârșitul anului trecut, conducerea școlii din Velatino a semnat la satul mare un protocol de colaborare cu Colegiul Doamna Stanca. Vineri, o delegație a colegiului, în frunte cu directoarea Ana Maria Marușca, a vizitat localitatea unde s-a stabilit în ce va consta această înfrățire și activitățile ce vor fi organizate pe baza acestui acord. Colegiul Doamna Stanca este prima unitate de învățământ sătmăreană care a încheiat un astfel de parteneriat cu o școală din Ucraina.